Bine v-am găsit, dragii mei, sunt Daniel Dimache și vă invit să urmăriți emisiunea Neconvențional. Discutăm despre un eveniment care va avea loc timp de o săptămână în Ploiești, săptămâna aviației la Ploiești, sub titulatura Acei oameni minunați și mașinile lor zburătoare. Invitați în platou, alături de mine, domnul comandor inginer de aviație în retragere, Gheorghe Coman, și profesor. Bine ați venit, domnule comandor. Mulțumesc. O plăcere pentru noi să vă avem pe dumneavoastră, brezean, prahovean, alături aici la Ploiești cu ocazia acestui eveniment. Veți afla care este legătura și care este treaba domnului comandor în cadrul evenimentului și organizatorul evenimentului. Unul dintre, să zicem, inițiatorul acestei acțiuni, Alex Stoian, Asociația Suntem România. Nu cu multă vreme în urmă am avut un eveniment similar în aceeași organizare al forțelor navale române la Ploiești, o reușită, spunem noi, o reușită care obligă la mai mult și care probabil acum a atras atenția deja ploieștenilor cu acest eveniment. Alex, te rog frumos să ne povestești atenția puțin. Mulțumesc mult pentru prezentare. Mă bucur enorm de faptul că avem prima colaborare cu domnul comandor aici de față, care este un renume în aviația românească din mai multe motive. Nu doar pentru că este profesorul, a fost profesorul multora din aviație de-a lungul timpului, ci și pentru faptul că este cel care a reușit, a ținut morții și a reușit să facă o istorie o istorie fizică a lui Aurel Vlaicu, în primul rând, prin machete deosebit de reușite și machete la scară 1-1. Și acum încep surprizele de ce este dânsul cu noi, pentru că machetele, o parte din machetele dânsului vor fi prezentate la această serie de evenimente. Una dintre machete, Vlaicu 3, deja se află în sala coloanelor în Palatul Culturii. Astăzi ne-am chinuit cu toții. A fost o aventură. Da, a fost o mică aventură. O să povestim acolo și poate vedem și niște imagini. Așa, ceva mai târziu. Ele sunt replici. Replici, nu sunt, cum să zic, perfect copiate. Da-ți, sunt replici în mărime naturală. În mărime naturală. Nu sunt perfect copiate. Nu să spui, domne, exact așa a fost. Nu, sunt materiale moderne folosite, tehnologii moderne pentru a arăta cum erau aceste avioane. Vlaicu 2 va fi prezentat în ultima zi a seriei de evenimente, în 22 a 10-a. Forțele aeriene îl vor aduce și vor prezenta în fața intrării monumentale a Palatului Culturii. Avem deja imagini, se vor derula, da, în timp ce noi discutăm. Ziua de 22 se va cheia cu un concert al prietenei noastre, Bianca Hanu, superb concert. Copiii de la Palatul Copiilor Ploiești vor prezenta un spectacol cu totul deosebit, spectacole. Iacătă macheta, iacătă... Aceasta este macheta adusă pe platformă de la Breaza, de către domnul comandor. Și aici, o parte dintre noi, bătându-ne capul, cum să duce macheta pe scări de și în interiorul... De ce? Pentru că nu intra în mărimea ei naturală pe ușile... Nu intra, plus că este grea, nu chiar pe ușile Palatului Culturii, da, și de o greutate considerabilă. Aici expusă în Breaza, fără o parte dintre pânze, pentru că o lua vântul. Deci pentru noi este grea. Deci să fie clar, cu acest avion sau cu un astfel de avion a zburat... Un astfel de avion cu Vlaicu 2 și cu Vlaicu 1 a zburat. Urma să fi zburat Aurel Vlaicu, pentru că este Vlaicu 3 macheta. Eu o să povestesc. Aici avem fotografii din ceea ce au făcut machetiștii noștri, colegii noștri. La ora actuală se prezintă o parte din colecția domnului inginer Coman, comandor inginer Coman, de la Breaza, unde vrea să facă un muzeu, care parte din colecție va fi expusă de sâmbătă în această serie de evenimente la Palatul Culturii, în sala coloanelor.
Mâine vor fi aduse piesele. Ați văzut mai devreme o parte dintre machetiști care deja prezintă la Palatul Culturii produsele lor, istoria aviației, practic. Haideți să-l lăsăm și pe domnul comandant să ne povestească această aventură de la momentul în care a pornit confecționarea acestor machete și până când au intrat ele la momentul ăsta pe ușile Palatului Culturii. Da. Da, avem o problemă. Nu ne oprește nimic din drumul nostru către săptămâna aviației. Domnule comandor. Vă mulțumesc pentru invitație. Și noi vă mulțumim pentru prezență aici. Sunt bucuros și în general, deci mă bucur când am ocazia să fac prezentări de asemenea natură. În mod special îmi place să mă adresez tinerilor. Așa am considerat că lor în mod deosebit trebuie să ne adresăm. Poate și datorită faptului că în activitatea mea de, cum spuneam colegilor mai devreme, nu-s decât vreo 70 de ani, am aniversat de curând, de 70 de ani, 70 de ani de activitate în aviația civilă și militară. Noi nu suntem, știu eu, cu false pudori, așa. Câți ani ați împlinit, domnule comandant? Păi, am fost întrebat de multe ori și am spus, nu vă spun vârsta, dar vă las să o ghiciți dumneavoastră. Ia spuneți-ne, hai să facem exemplu, un exercițiu. Spunând că acum, deci am aniversat în luna iunie 70 de ani de activitate, așa, bun, adăugând că în 1952, deci sunt 70 de ani de atunci, în 52 am primit prima steluță de sublocotenent aviator. Deci erați absolventul școlii? Nu eram absolvent, eram student la Facultatea de Mecanică în București, așa, la Polizu. Și în anul 3 se opta pentru specialitate. Iar eu, care în tinerețea mea urmărea după delurile Brezei zborurile care se efectuau pe Câmpina, pe platoul de la Câmpina, am rămas, cum zice noi în aviație, cu microbul acesta. Microbul aviației. Microbul s-a luat din aer. Microbul ăsta s-a luat, a trecut Prahova, de acolo după Mușcel, și a trecut pe dealurile Brezei, unde eu, fiind chiar elev de liceu, s-o spun cu mândrie, pășteam vacile părinților, fiindcă m-a ajutat și pe ei. Când ați intrat în liceu? Și ce liceu ați absolvit? Și am, după școala primară, în comuna Poduvadului, care acum e Breaza, care este Breaza, al Brezei, am... Iară nu spun, dar acum în luna septembrie, așa, am avut surpriza plăcută ca să fiu invitat la liceul Grigorescu, chiar de către din doamna directoare a liceului Grigorescu din Câmpina. Pe vremea mea îi spunea Dumitru Barbu Știrbei, că Grigorescu i-a spus mai târziu. Da. Și cu ce ocazie? Și vă dați seama cum se uitau acei tineri, acei elevi la mine, când zice, ne ține azi o lecție de istorie aeronautică, un vechi absolvent care, în urmă cu 80 de ani, a făcut primii pași în acest liceu. Dar credeți că numai copiii au rămas așa și noi și când am auzit? Da. Da. Deci 40 cu tare, da. 80, deci în 1942. Deci în 1900, asta a fost în 42. În timpul războiului, da, mondial. Am terminat liceul în 50, am înscris la Facultatea de Mecanică. În anul 3 se opta pentru specialitate și eu care optasem, așa cum v-am spus, datorită microbului, optasem pentru aviație. În acea perioadă, în România, că era după război,
dotarea aviației era făcută cu avioane de producție rusească, așa zisele MIG-uri. Erau avioane MIG-urile 15 erau primele, sau și varianta construită în Cehoslovacia numită S-102. Și aviația, efectiv, nu avea cadre, în special cadre inginerește, pentru că trebuiau conduse diviziile, regimentele de aviație care se organizase la noi. Așa s-a făcut că în anul ăla 52, fiind student și conform regulilor, am fost luat la Academia Tehnică de Aviație și acolo era regula în anul 3, aveai, sau începând din anul 2, aveai prima steluță, în anul 3 de locotenent, la începutul anului 3, la terminare locotenent major. Și așa am terminat facultatea în 54. Deci, dumneavoastră, atunci când vorbiți cu copiii, le spuneți istoria pe care ați trăit-o? Exact, direct. Da. Ați adunat mai bine de 90 de ani și acum, pe pământul ăsta. A fost ghicită, dar, și vârsta. Dar pare că aveți vreo 20 mai puțin decât e în buletin. Am 91 de ani. Mulți înainte. Și astăzi, spun eu, toată ziua, venind de la Breaza cu platforma, toată ziua aceea, adică de la ora 1 până când am plecat de acolo la 4 fără ceva, nu a vrut să stea pe scaun, da. S-a apucat de avion, să împingă de avion, să desfacă șuruburi și să ne explice de avion. Să vă mai spun un lucru la capitolul ăsta, că am avut surpriza plăcută, că la începutul acestui an, deci în ianuarie, am fost invitat de foști colegi ai mei din cadrul Academiei de Aviație, se numește Henri Coandă, de la Brașov, și cu acea ocazie, că am fost invitat să vorbesc și despre opera lui Aurel Vlaicu, și am avut surpriza plăcută că în amfiteatru Academiei, în prezența profesorilor și a studenților, să mi se cânte mulți ani trăiască cu ocazia împlinirii vârstei de 90 de ani. Frumos! Adică, cum să zic, pentru un om este faptul că nu a trăit degeaba, că a trăit cu un anumit scop. Dar n-am răspuns la machete. Mai târziu revenim, haideți să mai vorbim puțin despre eveniment și aș vrea să începi, Alex, să ne dai și câteva coordonate și câteva personalități alături de domnul comandor care vor fi prezente și să ne și spui dacă vizitatorii vor avea prilejul să se întâlnească cu domnul comandor, care este, cum să zic, istoria aviației este așa familiară și poate ne va și lămuri mai târziu despre Aurel Vlaicu niște lucruri care nu sunt clare prin istoria pe care o cunoaștem noi. Iarăși, te rog, Alex. Iarăși, ca de obicei la evenimentele noastre, ale sunt în România, făcute, trebuie să menționez aici că acest eveniment este realizat, această serie de evenimente de o săptămână, care în fiecare zi încep la 10, se termină la 18, sunt realizate împreună cu, în primul și în Muzeul de Științele Naturii, Județean de Științele Naturii Prahova, fără de care era aproape imposibil așa ceva, pentru simplu motiv că s-a implicat enorm tehnic, logistic, administrativ și cu mintea angajaților. Dar îl vedem în imagini și pe directorul muzeului, care a pus umărul la propriu. Da, a pus umărul la propriu, doar spatele, decât a cărat și zilele trecute. Da, sunt minunați. Iarăși machetele colegilor noștri, care sunt superbe. Avem, ca machete, avem de la începuturile aviației, așa, până la ceea ce a ajuns pe lună. Ai ajuns la lună. Spune-ne... Ca așa. Somități, da, ale aviației, avem de la începuturile aviației, hai să zicem de pe la mijlocul aviației cunoscute, cum este domnul comandor, pentru că nu mai avem, acum nu mai avem decât de la mijloc și mai avem totuși, teoretic, de la începutul aviației, la sfârșitul care seriei va fi prezent la care va fi prezent la sfârșitul... În ultima, să spune și ziua. În ultima zi, pe 22 în același loc, Palatul Culturii, Sala Colonelor, domnul general major de aviație în retragere, Radu Teodoru,
aviator, publicist, veteran de război, ultimul veteran din aviația română din al doilea război mondial. Un om care la fel are atât de multe de spus încât nu poți să îl întrerupi. Și astfel avem începuturile aviației și avem culmea aviației. Trecând prin cadeți, vom avea elevi la școlile de aviație civile și militare, vom avea profesori. Ce înseamnă vom avea? Vor avea standuri de prezentare. Așa. Cu și lumea va putea discuta la liber. Material de prezentare și ca la evenimentul anterior la Secretele Mării, vor putea discuta direct cu ei, ca profesori, ca piloți, ca aviatori, ca viitori aviatori, se vor putea să consulta, își vor putea spune părerile, ceea ce este foarte important, pentru că și data trecută a avut un efect extraordinar acest lucru cu marinarii. Și tinerii cu marinarii, efectiv, au fost tot asaltați. Văd că amâni așa și da, ridici suspansul. Cireasa pe tort se pune înainte de a ambala tortul. Desigur, am pornit cu începutul aviației, avem și mijlocul aviației și avem culmea aviației. Cireasa pe tortul aviației numită Dorin Dumitru Prunariu. Singurul român care singurul a zburat român în cosmos. Singurul român care a ajuns în spațiu. De fapt, îmi cer scuze, am greșit puțin. Este, numele dânsului este Dumitru Dorin Prunariu. Să nu uităm acest lucru, mai încurc și eu. Singurul român care a ajuns în spațiu, singurul român care a văzut lumea din spațiu și un om care, de când a avut primul zbor, acum, îmi cer scuze, 42 de ani, 40 de ani, 41 de ani, așa. Da, așa, 41 de ani, anul trecut s-au făcut 40 de ani. Da. Nu s-a oprit din a promova România, din a promova ceea ce este românesc ca tradiții și învățământul românesc și educația românească. Când va fi prezent în va expoziție? Va fi prezent în prima zi, la deschidere, dânsul va deschide, dânsul va ține cuvântul de deschidere și va, își va prezenta și filmul zborului dânsului de 20 de minute pe care îl va prezenta efectiv, că se va discuta ce s-a întâmplat acolo și cum s-a întâmplat, cum a ajuns și ceea ce face la ora actuală, direct cu publicul în sală, va avea un timp aproape nelimitat de a discuta cu publicul, pentru a discuta cu în publicul. Sala adiacentă, să le spunem. Da. Palatul Culturii. Și intrarea, și intrarea sală, este liberă. Intrarea este liberă, fără nicio discuție. La tot evenimentul. Sala Coloanelor, care se fac expozițiile și prezentările școlilor de aviație civile și militare, are o sală mai mică, cum să zic, încă se intră într-o sală mai mică, numită Sala Marii Uniri, care va fi deschisă permanent pentru prezentări video, prezentări speech-uri și tot ceea ce consideră participanții la acest eveniment că trebuie făcut pentru a-și promova imaginea. În prima zi fiind 15:10, sâmbăta aceasta, la ora 11, începe seria de evenimente. Vom avea parte și de două spectacole scurte ale copiilor de la Palatul Copiilor Ploiești. Vom avea parte de prezentarea vieții lui Vlacu și a istoriei aviației, în scurt, făcută de către domnul comandor, inginer Coman, aici de față, aici de față, lângă avionul Vlaicu 3. Deci vom vorbi la adăpostul istoriei, cum s-ar spune. Aplicat. Și așteptăm cât mai mult timp. Vor putea vizitatorii discuta la liber cu domnul absolut, comandor discuție, și, cu, și cu generalul Prunariu. Deci, aici e. De această dată, ca și la Secretele Mării, se va putea discuta la liber cu persoanele. Am văzut în program că ai rezervat 30 de minute discuțiilor cu domnul general Prunariu. Da. Domnul comandor va fi. Dacă îmi permiteți o. Vă rog frumos. Nu că trebuie să vă permit. Fiindcă ați vorbit de Dorin Prunariu, cu care am avut numeroase întâlniri, două din ele deosebit de importante, la centenarul lui Vuia, care a avut loc fiindcă l-a zburat la Montesson lângă Paris. El a zburat în 1906 și la centenarul, deci în 2006, am fost alături de Dorin Prunariu și de alții în delegația română la Montesson. Iar 10 ani mai târziu, tot așa, tot și alături de Dorin Prunariu, plus
multe alte manifestări, să vă spun una din ele, în care, în momentul în care am făcut macheta avionului Vlaicu 3, adică am făcut-o așa, la scară 1:20, deci anvergura aripii 50 de centimetri, chiar la o întâlnire care am avut-o cu Arpia, fiind și Dumitru Prunaru de față, am o poză cu dânsul, cu macheta, amândoi de gât, și prezentând macheta Vlaicu 3, care am realizat. Acum, poate vă sugerez, domnule comandor, puteți să aveți o poză cu generalul, cu domnul general Prunariu, cu replica în dimensiuni reale. Exact, da. Lângă replica în dimensiuni. Adică dumneavoastră, domnul general, cu replica alături. Nu știu dacă e cazul, dar v-aș mai spune o chestie drăguță și o să-i amintesc și o va aminti și dânsul. Când am fost ultima dată la Montesson, eram la o discuție cu directorul, adică în piața unde a zburat Traian Vuia, există un renumit liceu, Picasso, și la manifestarea care am avut-o noi, a fost de față, a ieșit directorul liceului cu un grup de elevi din clasele terminale, că erau a 11-a, 12-a de liceu. Și două franțuzoaice cu care vorbeam despre Vuia, le povesteam eu și despre Vlaicu, și ca să o scurtez, m-au întrebat pe mine, zice, dar în afară de ăștia, România a mai avut pe cineva? Păi zic că a avut până și cosmonaut. Iar cele două, cel puțin două fete care m-au întrebat, ce cum și cosmonaut? Le-am luat de mânuță și le-am dus 10 metri mai încolo, în care Dorin Prunaru era de vorbă era de vorbă cu o delegație și le-am dus, zic, puneți mâna pe el și pipăiți-l. Da, asta e bună. Dar ei n-auziseră de coandă, că tot vă întrebau de... Au auzit de coandă, adică nu, dar trebuie să vă spun o treabă. În timp ce pe Traian Vuia francezii l-au iubit ca pe un francez de-al lor și chiar toate evenimentele erau așa, cu elogii despre el, chiar manifestările se intitulau așa: 18 mars, le jour Montesson s'est envolé. 18 martie, ziua când Montesson l-a zburat. Și în timp ce aveau, cum să zice, un dinte împotriva lui Coandă. Și pe bune. Da, de ce? Și vă spun eu de ce. Că deși... Că și-a dus Vlaicu tot pe la ei pe acolo. Vlaicu nu. Nu Vlaicu, de Coandă. Ăsta, Vuia. Vuia acolo și-a făcut primele zboruri. Dar Coandă acolo și-a făcut și tocmai el a profitat de situația în care se afla aeronautica. Că acolo era, la Paris, era cam adunată toată treaba asta. Și de ce s-au supărat pe el? Fiindcă, așa cum se știe, un an după ce a prezentat la Salonul Aeronautic la Le Bourget macheta primului avion cu reacție, în baza căreia a fost declarat ca părinte al aviației reactive, și două luni mai târziu, exact pe 16 decembrie, lângă Paris, la Issy-les-Moulineaux, a încercat chiar să zboare, dar el, nefiind și pilot, a căzut cu avionul și, mă rog, o întreagă istorie. Dar niciun pilot nu știa să zboare acel avion, să fim serioși. Păi nu, nici nu era făcut să zboare. Nici nu era făcut să zboare. Dar s-a trezit, el s-a trezit ridicându-se de la sol. Asta a fost șocul său. S-a trezit și, da, și... Ca să o scurtez, că multe de spus și aici, un an mai târziu, Henri Coandă a plecat la englezi și a făcut compania împreună cu englezii spre supărarea francezilor. M-ați înțeles acum care-i treaba. Ar trebui să ne supărăm noi românii, dar da, până s-a întors. Pe cine să ne supărăm? S-a întors Coandă. Pe Dumnezeu, nu pe știu. Cine? Nici pe Dumnezeu. Cei care administrau această țară, nu? Și v-au lăsat să plece. Și eu sunt supărat, de câte ori am fost, că am fost mult prin străinătate, supărat am fost pe românii noștri. Chiar după discuțiile care le aveam cu ei,
eram supărat că, zic, eu am venit acum, dacă înaintea mea, zic, atâția s-au plimbat pe aici și eram supărat pe ei că nu îi lămurea cineva despre românii ăștia ce au făcut ei în domeniul aviației. Și zic, vina era a noastră că n-am știut să facem ce trebuie. Vina era și este. Și este. E ușor că la momentul ăsta e cam aceeași situație. Da. Nu știu dacă e rotundă istoria. Vreau să completez, nu ce a spus dumneavoastră, că n-am ce completa acolo, știți, de mii de ori mai bine decât mine. Vreau să completez un lucru, apropo de domnul cosmonaut, dragul nostru cosmonaut, cum îi spunem noi. Zilele trecute, așa, mai două luni, a făcut 70 de ani. Am plinit 70 de ani. Mulți înainte. Este verde, neliniștit, nepotolit, proiecte continuu, aleargă continuu. Proiectele dânsului sunt, în general, culturale, educative, de a prezenta aviația, aeronautica, povești, realități, tot ceea ce se poate cu privire la aceste subiecte și România. Și mi-a zis la un moment dat în discuțiile noastre, acum de curând, a spus că face tot posibilul să promoveze în continuare aeronautica și tot ceea ce se petrece mai ales în România pe această temă și că la un moment dat nu mai are timp. Ceea ce eu zic că... Așa este, e mult... Nu se potolește și mai avem un nepotolit aici fel de, fel de delegați. Are alte proiecte, vrea să continue, nu se oprește, vrea să mai facă avioane. Desigur, machetele unul, aceste replici unul la unul au un succes extraordinar unde ajung, pentru că, exact cum am spus, acestea sunt istorie vie, prezentată. Și ele, săracele, s-au pierdut, nu mai sunt. Are și planorul lui Vuia, făcut din lemn. Nu, arată lui Vlaicu. Al lui Vlaicu, scuzați. Al lui Vlaicu. Făcut din lemn, împachetat frumos, sub un șopron, păi acasă. Să revin atunci la, dacă scuzați. Vă rog. Adică să revin, fiindcă era întrebarea cu machetele. Exact. Am lăsat-o pentru mai târziu, da? Și a venit momentul. Și a venit momentul, ca să spun. Mie mi-a plăcut din timpul, adică asta pe scurt, fiindcă dacă am fost la bază inginer, dar după aceea profesor, și întâmplarea a făcut, eu zic, o întâmplare fericită pentru mine, că nu știu dacă a mai prins-o cineva. Deci ca inginer, ca profesor, așa, profesor în domeniul aeronauticii, dar am predat, asta e important, a fost norocul meu, la toate școlile de aviație cu nume celebre, de primii precursori ai aeronauticii. Vuia Vlaicu Coandă. Nu ca laudă, dar în București, în 1900, de-aia spuneam de niște date, în București, în 1963, fiindcă terminasem cu armata, dar făcusem 2 ani de zile ca lector la o vestită școală de la Media, școală de ofițeri tehnici de aviație, tot așa că venise ligurile și aveau nevoie de ofițeri tehnici pentru avioane și am fost lector, adică pregăteam tehnicienii de avioane, era post liceală. Ați ținut prelegeri și prin străinătate în cariera dumneavoastră? Nu, niște convorbiri așa, diverse. Și deci asta a fost în 63 și asta îmi pare că v-am spus-o mai înainte, 10 ani mai târziu la liceu de aeronautică, care are nume de Henri Coandă, adică am ținut să aibă și aceste denumiri, iar mai târziu spre pensie și la un colegiu de management în aeronautică care a avut numele de Aurel Vlaicu. Deci am trecut pe la toate aceste școli, de-aia și mi-a plăcut să țin legătura cu elevii și cu studenții. Din anii școlii, ca să ajung la machete, din anii școlii mi-a plăcut și am făcut într-adevăr, cel puțin în ultima perioadă, la grupul școlar de aviație, care zice acum colegiul Henri Coandă, care e la București, în spatele Roma Aero. Liceul a fost înființat de mine, era înainte școala profesională și am făcut acolo, și așa mi-a plăcut mie, întâi cercuri cu elevii. Și am început cer de aeromodele, care le plăcea. Cerc și am înființat, îmi amintesc, cu un răposat general de la
cadrul Departamentului Aviației Civile, departamentul de... devenise la mod atunci zborul cu deltaplane. Și mai târziu devenite moto-deltaplane. Și am făcut deltaplane, cursuri de parașutism, le făceam în cadrul școlii și multe de astea. Da, dar aș vrea să vă întreb, că tot ați vorbit de deltaplan. Ați zburat cu deltaplan, domnule comandant? Da, am zburat odată, o singură dată, fiindcă trebuia să mă duc să văd ce au făcut elevii. Și avem un profesor care preda structură de aeronave și el conducea cercul ăsta de aeromodele și cercul era înființat în cadrul școlii, deci la Băneasa, iar terenul de zbor era undeva la Călugăreni, după un deal, și era după un deal de acolo să zbura și zburam pe direcția către monumentul lui Mihai Viteazu. L-am și acum în față. Cât să fie? Sunt zeci de kilometri acolo, vreo 20-30. Păi nu, acolo de unde, după dealul ăla, erau vreo 15-20 de kilometri. Da, da, da. Da. Și le-am spus, zic, mă băieți, zic, mă sui și eu, dar zic, mă țineți bine, că zic, poate mai aveți nevoie de profesorul și de directorul vostru. Dar ce m-am ținut și... Ce vârstă aveați la momentul ăla? Păi aveam 30 ceva de... De-al pusilor. Erați și deci din cadrul școlii m-am ocupat de cercuri din astea. Deci ați fost director de la cam de la o vârstă fragedă. Păi da. Prin școli. Păi eram de aviație. Aveam de-abia 30 de ani și eram director de școală. Da. Nu știu, adică nu am fost mai mult director, director și profesor. Da, dar știți care a fost, mai ales după școala asta de la Băneasa, care la un moment dat se dezvoltase, avea, ajunsese la 3.000 de elevi și se pregătea toate specialitățile pentru aviație, inclusiv pentru aviația militară. Și aici am mai avut un avantaj, nu știu dacă e cazul să spun acum, dar în timpul în care eram eu director acolo, prin anii 70-75, am primit, fiindcă începuse pregătirea pentru realizarea la Romaero a avioanelor BAC-111, care ați văzut macheta, viitorul Rombac, se făcea la Romaero. Și eu pregăteam acolo și cadrele care urmeau să realizeze acest avion. Și când a început construcția, s-au făcut halele pentru noua fabrică, Ceaușescu personal venea des pe platformă. Și la un moment dat, cel puțin la prima întâlnire, că acolo când venea suita, ne aduna pe toți directorii și trebuia să intrăm și noi în suită, să-i conducem prin fabrică. Da, să se simtă și la primul raport, ca să o scurtez, de la primul raport care i l-am dat, grupul școlar pregătește cu tare, cu tare și le-am înșirat și când i-am spus că pregătim prin școala profesională proiectanți și tehnicieni constructori de avioane, parcă este astăzi când m-a întrerupt și zice, elevii ăștia pun și ei mâna pe manșe ca să vadă cum se comportă piesele proiectate și construite de ei. Așa, Ceaușescu? Jur că așa mi-a zis de atunci. Și am zis, zic, uite, o întrebare înțeleaptă. Dar care a fost urmarea? În zilele următoare, chemat la secția de învățământ a CC-ului, mi-am uitat și acum un director Izescu, plec cu el direct la ministrul învățământului, nu mai știu cine era atunci, și pe loc acolo împreună cu ministrii am făcut niște modificări la planurile de învățământ ca să introducă... Reformă! Și ce să... Da, reformă, dar făcut așa direct. Deci reformă nu se face în câțiva ani. Se face așa și direct. Și cu specialiști. Adică... Și uitați care a fost treaba. Și am băgat un curs de aeronautică pentru care am pregătit și un curs. Adică l-ați pregătit cursul rapid, nu, teoretic. Trebuia să facem pentru ele o cărțulie. Da. Mai avem și altă la biblioteca, la grupul școlar. Și, mai important,
asta a fost ideea, la aerocluburile din România s-au introdus obligatoriu o lună de practică cu toți elevii și studenții de la Facultatea de Aeronave. Și așa s-a întâmplat că elevi de liceu, foarte mulți au făcut și zbor și nu întâmplător, elevi care au făcut liceul de aviație s-au dus mai departe, au făcut bobocul. Ați influențat istoria aeronautică. Exact. Și vin și astăzi generali, așa, generali, au venit când eram la, la Bănești, la, conduceam evenimentul de acolo. Zice, sunt generalul Cutare, venim cu mesaj din partea Cutare și cu coroană, cum să vine Cutare. Și zice, la ureche. Mi-ați fost profesor. Mi-ați fost profesor și director. Și eu nu putem să nu mă laud în fața adunării acolo. Parcă mi-aduc aminte de tine. Nu erai tu la nebunatic, așa? Da. Bun, dar dumneavoastră am răspuns de machetă. Stai așa că vă mai întreb ceva până la machetă. Da, să spun de machetă. Dumneavoastră ați zburat avionul, ați pilotat, ați pus mâna acum. Așa, s-au, a fost multe întrebări aici. Mai ales când prezint acum sau când stau lângă un avion. Zice, mata, pe ce avion ai zburat? Zic, dragă, eu sunt aviator, că așa ne numim, dar zic, aviator sunt și inginerii și profesorii și zic, nu numai pilotul, adică el care conduce. Și la viața mea am avut situații în care, inclusiv la dubla comandă la avion cu reacție, de-aia zic dubla, că la simpla n-ai cum să te sui și tu. Trebuia să te sui și să asculți chiar într-un zbor scurt, ca inginer, să vezi de ce e zgomotul ăla la turbină sau la compresor. Să verificați direct. Deci un fel de, dar de multe ori asta se făcea și din dorința, dacă... De a zbura. Vă plăcea zborul? Păi, știți ce, mai ales când știați că l-ați corectat dumneavoastră. Da. Că vă spuneam cum a fost situația, că eu dacă am terminat în 54 Academia și nu erau cadre, vă dați seama, am fost repartizat direct la divizia 23 de aviație care era pe Deveselu, unde este scutul, de mai târziu. Și am fost inginer de divizie. Asta era funcție de colonel. Ca funcție. Asta era. Ce au remarcat telespectatorii și remarcăm și noi, ținuta dumneavoastră. Aveți ținuta din ce perioadă? Ținuta asta? Exact. Acum ținuta asta, ca să vă spun exact, că s-a și pus problema la un moment dat dacă... Aveți și niște insigne... Păi nu, asta este absolvent de academie, am multe, muzeul ăla, fiindcă... Nu le-a spus nu că... Nu poate să le poate. A terminat cam greu, da. Da. O să fie văzut, o să fie prezentată la expoziție. Și asta mi-a... Când ați purtat-o în activitatea dumneavoastră ultima dată? Asta l-am... Când am făcut, și ajung acolo la machete, când am făcut primul avion Vlaicu 2, atunci trebuia făcută și prezentarea lui. Fiindcă cu avionul Vlaicu 2 am fost, chiar după ce l-am prezentat, am fost la Torino la Jocurile Mondiale Aeronautice. La Torino în 2009. Și acolo cu Vlaicu ăla 2 am câștigat medalia de bronz. Deci erau acolo delegațiile de aeronautică din toată lumea. Deci la Torino a fost în 2009. Jocurile Mondiale Aeronautice. Vă rog, și asta a fost făcută special pentru treaba aia. Vreau să adaug ceva, mă scuzați, îmi cer mii de scuze. Vlaicu 2 este funcțional. Vlaicu 2 are motor, se turează, se tractează cu elicea, se deplasează cu elicea, se conduce, se poate manevra cât de cât. Ideea este că a fost conceput pentru a zbura. Deci este o machetă funcțională, o replică funcțională. A zburat vreodată? Încă nu am lucrat. Nu. Vlaicu 2 a zburat vreodată? Nu, vă spun imediat acum și ajung la machete acum, da? Acum poate să vă spună că am declanșat. Haideți să spun la machete. Da, știți care e ideea? Trebuie să ne spuneți în 3 minute, restul le păstrați pentru expoziție, că atâta mai aveți în emisiune. Atâta spun. Ocupându-mă de ce m-am ocupat, eu v-am spus că ieșind la pensie,
cu dragul ăsta de aviație, m-au apucat, zic, ce să fac eu? Se punea problema, veneau centenarele, că era, începea 100 de ani de la zborul lui Vuia, și de-aia i-am făcut macheta și m-am dus cu ea la... Nu cu macheta, nu m-am dus numai cu poze, că nu ne-a dat voie să ducem macheta. E avionul și acum la Muzeul Aviației. Iar pe urmă, când venea centenarul lui Vlaicu, ca să ajung la el, am avut această idee să-i realizăm o replică a lui Vlaicu 2 și să împlinim, să încercăm să împlinim acel vis rămas neîmplinit și pentru Vlaicu, de a trece zbor peste Carpați. Adică vroiam ca de la locul de la Bănești, unde a căzut el, să continuăm zborul, și ăsta trebuia să ajungă după masa la Brașov, porbă la Sibiu, și să ajungă a doua zi la Orăștie, unde îl așteptau părinții și prietenii. Asta a fost prima idee. Și atunci am făcut această replică, Vlaicu 2, făcută pentru zbor, asta era ideea. Nu-i mai puțin adevărat că n-a reușit nici asta să zboare, deși au fost numeroase încercări. Cel care își lăsese angajamentul să zboare a murit și el, săracul, într-o anumită situație. Și după ce am făcut Vlaicu ăsta 2, cu ideea de care, în care v-am spus, am avut și această idee care se scrisă într-un program, se numește Centenarul Aeronauticii Române, în care să realizez și un memorial, i-am zis eu, Muzeu Memorial Aurel Vlaicu, în ideea. Zic să văd, fiindcă eu l-am iubit pe Vlaicu, din diferite motive, ar trebui să vorbesc o oră. Păi de da, ce mi-a fost drag. O să vă chem la o emisiune, facem o emisiune separat, în care să ne vorbiți despre Vlaicu și aș vrea să le spun telespectatorilor să lămuriți niște mistere, dar le lăsăm așa până atunci. Și să ne spună, așa, să ne povestească legătura cu Ploieștiul. Prăbușirea, da. Prăbușirii lui Vlaicu și o strânsă legătură de suflet, da. Pe care tot așa o păstrăm secret. Și deci cu Ploieștiul. Am vrut să fac și am făcut și planorul, Vlaicu 2, Vlaicu 3, dar nemai puțin să le realizez și din motive financiare, le-am realizat sub formă de machete. De aceea o să aduc mâine aici machetele lui Vlaicu, le-am și la scară 1x20 și la 1x10 și la 1x5. Vor fi în expoziție. Și la 1x1 le aveți. Și la 1x1 da. Care le vedeți. Vor fi în expoziție. Asta a fost ideea. O minune. Dar o minune. Până și astăzi că am zis că vorba aia nu te iartă nimeni, te cheamă unde trebuie și nu știu unde vor rămâne aceste lucruri. Că mă lupt de 20 de ani să fac acest muzeu și până acum e adevărat că am avut numai promisiuni, dar nu s-a materializat nimic. Poate ne ocupăm mai serios de treaba rapid, asta, Alex? Rapid vreau să spun două cuvinte, da? Pentru că suntem la sfârșit. Participanții, deci coorganizatorii, sunt baza 2 logistică Ploiești, adică Cercul Militar, Consiliul Județean Prahova, Inspectoratul Școlar Județean, care ne ajută enorm, și Palatul Copiilor Ploiești. Mai sunt foarte mulți colaboratori pe care o să-i cunoască cei care vin în expoziții. Expozanții, așa zis, expozanții, sunt asociații militare, asociații de aviație, asociații civice, plus sponsori, Bibi Vacanța, Cook Communications, Zetea, faimoasa firmă Zetea. Îi invităm. Programul este foarte bogat și vor avea multe de văzut, multe de ascultat, multe de acumulat. Ca totul să mai zic ceva, vă las pe care zic dumneavoastră a spus întrebarea, o să vă spun de toate teoriile sau toate variantele care există privind căderea lui. Dar vreau să vă spun că e un moment care îl spun de fiecare dată și mi-a rămas întipărit pe așa. Foarte pe scurt. Cum l-au găsit prietenii lui care îl conduceau cu mașina când a căzut? Da. O pată de sânge îi pornea din tâmplă, se scurgea pe obraz și de aici la vale printre lemne și fiare pe pământul țării sale. Ce mai putem spune după treaba asta decât că trebuia să discutăm nițeluși de un proiect pe viitor? Iar, nu mai avem timp, domnule. Iar pentru tineri eu le spun și câteva versuri din testamentul, un fel de testament lăsat de Vlaicu pentru generațiile care au urmat.
cu... ne cheamă văzuhul și o umbră ne cheamă plutind împăcată pe culm de Carpați. Și umbra se întinde din crișuri la mare. E umbra lui Vlaie cu ce strigă, zburați, zburați, zburați. Dragii mei copilași, nu mai putem adăuga nimic decât nu. Să ne... O să-i oferim o zi, domnul comandant. Nu mai avem timp, Alex. Va avea o zi. Îi oferim o zi, spune care e ziua și ne luăm la revedere. Nu știm încă, n-am stabilit. Gata, vom anunța, ce să mai Facebook spune? Va ști toată lumea. Da. Rămâneți acolo, trebuie să ne luăm la revedere, încă n-am încheiat emisiunea. Dragii mei, nu are treabă, să termine avionul. Am zburat nițelul și în platou acum. Vă dorim toate cele bune. La revedere!